Hello, hello și bine ați revenit! Numai ce am ajuns acasă și de asta părul meu e puțin wild. Dar în vlogul de astăzi o să fim puțin creativi și o să facem un perete de la intrare, cum ar veni. Peretele ăsta vreau să îl decorez cu o oglindă, un raft și după aceea să pictez partea de jos. Paul acum a adus tot ce am cumpărat. Avem două variante. Un raft negru și unul alb. Ce? Asta este prima variantă. Așa vine. Hai să și vedem cum arată pe perete. Deci ar veni cam așa. Credeam că e mai lung puțin, dar dimensiunea e potrivită. Aici avem și întrerupătoare și nu vrem să ne încurce. Raftul alb. Se vede puțin urât, gen ca și când e uzat deja aici la margine. Așa ar veni. Și sus o să avem o oglindă mare aurie pe care o să o aduc. Și jos vreau să fac un model cu vopsea crem. Mm-hmm. Și îi primează pe brownie cum să iar pe scară. Mușlică! How are you doing that? Ai pus pe scaun? Și a doua variantă. Vezi, asta mi se pare puțin ca micuț. Ce zici? Eu zic că ok, dacă e în mijloc, e foarte fain. Bă! Vrei în vlog? Wow! Vreau un vlog și... Cu raftul și oglinda asta. Și aici o să fie tot pictat. Dar arată cute. Nu așa mare distanță între oglindă și raft, trebuie să fie mai apropiate. Și celălalt, ia pe ăsta alt acum. Da, celălalt, nu? Da, da. Much better. Asta nu chiar se potrivesc. Ok, so we go for the black one. Și ia să vedem dacă am ține și cutia asta de chei. Să o punem lângă cumva, știi? Cum ar arăta. Cu ce, de gola sau cu vina? N-ai trei mâini. Dacă pui oglinda, unde mai pui asta? Mă gândeam dacă îl punem pe peretele ăla, un look cute. Hă? Merge. Arată drăguț, nu? Așa, un mic corner. Și aici poate punem o plantă. Un look cute așa, nu? Uh-huh. Cred că se vede. Ok, m-am îmbrăcat de pictat, de vopsit. Și acum că am făcut alegerea corectă și mergem cu cel negru, nu cu ăsta alb, o să vreau să măsor exact unde vreau raftul și oglinda, iar apoi o să fac un șablon pe care o să-l folosesc când mă apuc de vopsit. Totuși mi-am dat seama exact unde vreau să vin oglinda și raftul. O să fac un mic șablon din cartonul acesta cu care să fac liniile drept. Ok, am făcut șablonul acesta în formă de triunghi și este tăiat egal cum ar veni. Iar acum o să fac un model, probabil cu carioca, să văd cum arată dacă distanța între linii e ceea ce îmi doresc. Cam așa o să arate. Mi-a fost foarte greu să fac în partea stângă. Sper că o să fie mai ușor cu pensula, că markerul ăsta este așa. Îmi place cum arată, îmi place și distanța. Nu vreau să fie perfect. Ideea e să fie cât mai imperfect și cât mai personal. Și aș vrea partea asta să o îndrept puțin. Pentru că, deși o să fie mai groasă, sper să... Liniile vreau să fie drepte, dar nu vreau să fie perfect distanțate, dacă înțelegeți ce vreau să zic. Asta este pigmentul pe care l-am cumpărat.
Îmi place foarte mult culoarea asta, deci sper că o să-mi iasă. Zice că este super concentrat și să trebuie să ai mare grijă la dozare. Așa că, să vedem. Aici mai e puțină vopsea rămasă de când am vopsit casa. Jos. Să văd dacă găsesc ceva puțin mai subțire. Este prea... O să iasă prea chunky. Jumate din cât asta ar trebui. Am găsit opțiunea perfectă în garaj, dar nu știu dacă se aude arlo bea acum. Era plictată cu ceva albastru și nu mă risc. Am găsit asta, nu știu dacă nu e prea groasă, prea chunky. Și am găsit o pensulă ca să chiar e de pictat, dar să ai prea subțire, cred că. Nu știu, o să încerc și o să văd. Închisă. Unde se vede? Încet, încet iasă și cafeniul meu. Asta e culoarea deocamdată. Stă de drăguță, nu știu, poate o închid numai puțin. Ok, am încercat culoarea și îmi place foarte mult cum arată culoarea. Să vedeți mai bine. Doar că aveam o problemă, vopsea curge. Aici se vede destul de rău. Pentru că cea albă pe care o aveam a fost deja amestecată și cred că la fund a rămas mai lichidă, nu știu, dar e destul de lichidă și curge, nu am mai pus apă deloc. Dar, din fericire, mai am niște vopsea albă și cred că după o să mă duc și o să corectez tot ce curge. Ok, acum am terminat de vopsit și am mai corectat puțin ce era curs. Mâine urmează să punem raftul aici, oglinda aici și suportul pentru cheie acolo. Și o să vă arăt rezultatul final. Acolo în colț o să vreau o plantă, dar momentan am și trebuie să aduc coșul pentru jucările câinilor înapoi. Bună dimineața! Astăzi o să terminăm de montat holul nostru. Aseară am terminat de vopsit și sunt destul de fericită de felul în care arată. Paul a dat toate găurile acum. Mai am de băgat două din alea, nu mai știu cum le zice. Pentru rigips. Dibluri. Și s-o și lovit, că nu încercat să fac. M-am ars la mână. Asta este. Thank you, baby. E prea mare asta, baby. Uite, nu încape? Nu. Ia încearcă mă un pic. Asta e. L-ai pus. Yay! We have mirror! Cât timp noi ne chinuim pe aici, Brownie stă la soare, pe balcon. Este locul lui preferat. Mereu stă cu mine afară dimineața la soare. Gata, ăsta e perete de perete și ăsta e perete de rigi. Wow, cum de știi? După sunet, domnule. Pretty. We have it! Vă arăt imediat în curs tot. But how pretty! Acum că am terminat-o de instalat, așa arată. Vreau să aduc niște stuf să pun în vaza și nu am nimic, deci mă duc să caut puțin. Sper că nu mă oprește nimeni. Și cheile de aici.
Vreau să le pun suportul ăla, sau cum se cheamă, tag-ul ăla, la fiecare negru, pentru că sunt colorate și nu arată foarte bine momentan. Și așa arată colțul, holul nostru micuț, după ce am schimbat pe aici puțin. Cheile le-am făcut să fie toate negre. Sigur o să mai apară, așa că am lăsat puțin loc. Stuful care m-a chinuit să-l găsesc. Și așa arată ceea ce am vopsit ieri. Momentan îmi place mult cum arată. Și sper că v-a plăcut și vouă și vă inspiră puțin. Eu am vrut chestia asta de mult timp și peste noapte s-a întâmplat. Dacă mai vreți videouri de acest gen, scrieți-mi mai jos, nu uitați să dați un like și un subscribe și eu vă pup și ne vedem data viitoare. Bye! Thank you.